Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre la conferința de astăzi. Astăzi ne-am propus să abordăm o temă și anume violența împotriva aleșilor locali. Eu, în calitate de președintă organizației de femei și organizația de femei, condamnă cu vehemență orice act de violență asupra oamenilor. Astăzi ne vom referi la aleșii locali ai platformei DA, care continuă să fie hărțuiți, să fie intimidați, să ajungă chiar și la agresiuni fizice. Noi, aleșii locali ai platformei DA, în început de mandat ne-am propus să avem un buget transparent local, să avem grijă de banul public, cum se distribuie, și avem tot dreptul să cerem de la executorii de bugete locale orice informație și orice act care nu contravine legii. Și dacă sunt abateri la nivel local, atunci facem aceste lucruri publice. Deci, astăzi ne vom referi la câteva cazuri de agresiune contra colegilor noștri din teritoriu. Vom elucida câteva cazuri din Cricova, Măgdăcești și Ungheni, dar avem cu mult mai multe cazuri. Primul caz, am să fac o mică incursiune ce ține de Cricova. Acolo este, după cum știți, un primar de 35 de ani. El se consideră deja un mic baron local. El ignoră orice sesizare a aleșilor locali. Acolo se fac fără de legi, fără de hal, în care au fost sesizate atât Cancelarea de Stat, atât organele competente și nu se întreprinde absolut nimic. El acum își caută o tutelă nouă sub care va fi sub protecție politică. Și le spune aleșilor locali că nu vă faceți griji, că eu am protecție politică și nu veți face nimic. Acolo se întâmplă atât vânzări de terenuri familiilor, rudilor. Atât el a încercat să dizolve chiar acest Consiliu Local din motiv că nu-i convine cum votează aleșii locali în beneficiul oamenilor și mai puțin în beneficiul familiei sale. Dar lucrurile astea au fost contracarate de consilierii noștri locali prin sesizările noastre. Am sesizat un lucru care ne-a frapat în cazul colegii noastre, doamna Lidia Guzun, în care s-a ajuns până la pumni, până la agresiune fizică împotriva unei doamne, împotriva unei alese locale. Și această familie care este stăpână în Măgdăcești se consideră că nu va fi nici de cum pedepsită. De aceea, detalii va vorbi doamna Lidia Guzun despre acest caz șocant și vă rugăm toate organele abilitate să ancheteze cazurile de violență asupra aleșilor locali și să nu-i lăsăm pe agresori nepedepsiți. Vă rog, doamna Lidia, câteva detalii. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Îmi spune Lidia Guzun, sunt consilier local și raional. Am avut așa un precedent în satul nostru. Pe data de 19 noiembrie am avut ședința Consiliului, la care am participat ca de obicei. Noi suntem consilieri în opoziție. Tare mult de părerea noastră nu se ține cont acolo, dar oricum totdeauna ne expunem părerile și nu, dacă nu suntem de acord cu ceea ce ne propune, cu proiecte de decizie, atunci noi punem întrebări și normal. Și adică la noi în sat, de când am devenit noi consilieri, s-a început așa o tensiune între noi și primărie, fiindcă prea multe întrebări punem la consilii, prea multe ne băgăm, adică într-un fel nasul unde nu ne fierbe oala, așa ne spune ea. Și dar am mai avut și un proiect care a fost finanțat din bani europeni și a fost transparența bugetară în satul Măgdăcești, unde am muncit foarte mult și am început puțin să arătăm la oameni cum este gestionat bugetul în satul nostru. Și pe asta, probabil pe faptul dat, i-a înfuriat foarte mult pe autoritățile locale, fiindcă de 10 ani, practic, nimeni nu i-a tras la socoteală, nimeni nu i-a întrebat nimic. Au întotdeauna consilierii lor lângă ei loiali, care le votează orice proiect, orice decizie, care ei, mă rog, o pun pe masă. La ședința dată au fost discutate mai multe subiecte,
A fost cu terenurile, a fost, s-a vorbit ceva despre buget, ceva despre liceu, s-a vorbit, am fost atenționată că am postat pe rețelele, adică grupul Magdăcești, că a fost școala liceu teoretic Magdăcești, a fost închisă fără să, în timpul orilor, a fost practic încuiate toate ușile și copiii au fost puși în foarte mare pericol, fiindcă, Doamne ferește, se întâmpla un cutremur, un incendiu, copiii n-aveau pe unde și chiar au fost copii în ziua aceea că au sărit peste geamuri. Și eu atunci m-am expus, zic, ca consilier și ca părinte, nu-i normal să fie încuiate ușile la școală. Și adică am fost atacată în ședință, chiar de consilier, de doamna primară, am fost atacată că ce trebuie să scriu așa prostie, așa minciuni, că n-a fost lovit niciun copil. Mă rog, asta a fost așa un incident și de la asta s-a început, adică n-am fost de acord cu niște pământuri să le votez a doamnei primar, fiindcă sunt foarte cu mulți semne de întrebare aceste terenuri, fiindcă doamna primar are mai multe familii. Ea este cojocaru, ea este roșca, ea este efros. Ea, soțul ei este cojocaru, el este postolache. Și adică prin toate chestiile astea ne se bagă hârtiuți, foiți, așa, ca noi să nu înțelegem și să votăm. Dar este cu ochiul liber să vede că sunt încălcări foarte grave. În gestiunea bugetului satului Magdăcești sunt încălcări foarte grave și de ce nu sunt de acord cu asta, fiindcă se vede cu ochiul liber. Și după ședință am ieșit prima. Din ședință am coborât pe scări, a fost ședința în incinta primăriei, de obicei noi o facem la Casa de Pomeniri. Atunci s-a făcut în incinta primăriei, am coborât pe scări și soțul dumneai care este prezent la toate ședințele noastre, în Consiliu, adică fără el nu se petrece nici o ședință. El se uite la fiecare în ochi, ce vorbește și ce spune. Și încă poate să te atenționeze. Și am ieșit pe scări, dumnealui s-a luat din urma mea și a început să mă numească cuvinte necenzurate, indecente. Adică pentru el fiind consilier raional, care ar trebui să fie un exemplu, un bărbat educat, a început să mă numească cu niște cuvinte foarte murdare. Și am ieșit, când am ajuns în fața primăriei, m-am oprit și pe alături trecea lumea de la servici, era ora 6 și ceva era. Treceau oameni la servici și zic, domnule cojocaru, scoteți-vă masca să vă audă lume, ce prostii vorbiți, cum mă numiți pe minți, chiar nu aveți drept să-mi spuneți așa cuvinte murdare. Și el atunci s-a, mai tare, când a văzut că doamnele cele s-au uitat înspre mine, înspre noi s-au uitat că noi, eu, puțin cu glasurile ridicate, discutam, și atunci el m-a lovit, mi-a tras doi pumni așa zdravi în cap, că eu m-am clătinat la noi în fața primăriei, dar seama, sunt niște brazi, niște gardă din lanțuri și eu n-am putut să-mi țin echilibru și am zburat în bradul celălalt cu mama. Dar după asta am sunat la 112, fiindcă am cerut ajutor, adică am cerut ajutor la oameni din stradă, au ieșit consilierii din urma noastră care au auzit. Și am sunat la 112 de 3 ore am sunat, că nu vinea niciun echipaj de poliție, nu vinea nici salvarea, nu vinea. Adică am așteptat 2 ore poliția, vă dați seama, 2 ore am stat în fața primăriei, lovit, deja fața mi se înflase, o oră am așteptat salvarea până a venit și mi-au făcut calmante, mi-au coborât tensiunea, aveam tensiunea peste 200, mi-au făcut calmante, și am întrebat ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, că sunt unele cazuri când 5 minute poliția e pe loc, dar în cazul meu, adică s-a întins atât de mult. Și mi-am dat seama că acest clan familiar cojocaru țin stăpânire pe tot, chiar și pe raionul Criuleni. Și adică ar fi bine că lumea să cunoască toate cazurile astea, nu trebuie să le ținem ascunse în sat, și oamenii trăiesc într-o frică, suntem în secolul 21, dar oamenii la noi în sat trăiesc în teroare, în frică. Nimeni nu vrea să lege cu ei. Când aud ei, chiar am sunete zi de zi, lumea zice, Doamne, ai grijă că poate să întâmple ceva cu tine, că nu descoperi nimeni, fiindcă ei nu fac cu mâinile lor, ei pun pe cineva. Achete, dau bani, chiar și cu roata la învelopă, la mașina mea, roata mi-a fost deșurbat și o depistat vecinul. Adică deja ei și-au pus în plan să mă extermine prin așa modalități. Nici prin cap să-mi treacă că ei puteau să intre la mine în curte și să-mi deșurubeze roata. Adică vă dați seama cu cine avem noi de a face. Asta a fost până când ce pot să vă povestesc, dar adică sunt multe de spus aici, dar vă mulțumesc. Da, și adică vrem ca aceste persoane să fie trase la răspundere, să nu se mai întâmple așa incidente cu consilii. Și am vrea ca să tragem atenția ca actuala guvernare să ia măsuri, fiindcă noi vedem că de când s-a schimbat guvernarea,
oamenii aceștia care nu sunt cu mâinile curate, văd că li s-a dat mână liberă. Fac ce vor în țară, peste tot, în toate raioanele, noi avem așa feluri de incidente. Am vrea că această, nici nu știu cum să zic, situație care se întâmplă acum la noi în țară, ieșit cu totul din comun, să oprim cumva cu toții. Să se sesizeze toți, și mass media, și oamenii din sate și din raioane, să nu aibă frică să vorbească. Să nu aveți frică, oameni buni, ieșiți și vorbiți. Nu suntem noi... Am ajuns în timpul ăsta să fim intimidați de un clan familiar ori de nu știu cine, că dacă el a fost 10 ani ori 30 de ani primar, înseamnă că el e boierașul satului și unde mergem cu sesizări. Am făcut un șir de sesizări la toate instituțiile statului. Am dovezi. Vin așa niște răspunsuri aburite, așa. Parcă e bine, parcă ei nu văd problemă în ceea ce scriem noi. Iată așa, așa noi... rezolvăm chestiile la noi în țară acum, unde ne pretindem că suntem într-o țară europeană și civilizată. Asta e. Vă mulțumesc. Mai avem un caz în raionul Înghenie. Ne va elucida faptul domnul Vitalie Chirinciuc. Da, bună ziua. Mă numesc Vitalie Chirinciuc. Sunt consilier raional și municipal Platforma DA. La data de 12 anul curent, am fost la Spitalul Raional să depun un demers cu privire la problemele care se află în Spitalul Raional Ungheni. Spitalul Raional Ungheni, cine cunoaște, cred că deja de un an de zile este datorii foarte mari în cădere. Este administrat de un director interimat pe nume Vladimir Popovici, care are dosare penale, are probleme cu legea. Ceea ce este interzis ca un director de așa instituție să fie pus în funcție. Am intrat în biroul secretariatului cu demersul să-l pun, la care în birou erau mai multe persoane la audiență domnului Popovici. M-am apropiat de secretară și am rugat-o să-mi registreze demersul de date, la care doamna secretară, cred că nu prea-și cunoaște atribuțiile, îi transmit demersul meu și în sala dată s-a aflat și domnul președinte, șef interimar Spitalul Raional Ungheni, domnul Victor Popovici, la care spune domnul Popovici, a venit domnul Chirinciuc, spui demersurile și le arată și se dă de înțeles ce să facă, să le înregistreze sau nu le înregistreze. La care domnul Popovici spune în felul următor: bună ziua, domn Chirinciuc, bine ați venit și am de discutat cu dumneavoastră. La care eu răspund domnul Popovici, spun: domnul Popovici, dați aveți oameni la audiență, haideți discutați cu oameni că au, cred că, probleme grave, serioase. Și pe urmă discutăm noi, la care dânsul a luat demersul de la secretar și a insistat să intre la dumnealui în birou. Bine, am intrat la dânsul în birou, acolo mai era o persoană. Eu am crezut că e o persoană care e tot la audiența domnului Popovici, la care am început să discut cu domnul Popovici și am dat niște întrebări la care s-a început o discuție, mai, știți, mai așa, și la care intervine persoana care ședea în birou și mă întreabă: dumneavoastră, cine sunteți? Eu îi răspund că sunt consilier raional și doresc să aflu niște răspunsuri la demersurile care le dau sau întrebările care le tot dau din demersurile care le dau tot de vreo 10 luni de zile. Dumnealui îmi spune că eu sunt juristul spitalului. Și eu îi spun, eu până când discut cu domnul șef spital, dumnealui care a început să intervină și mai el și a început să mă scoată din birou. Bine, am ieșit din birou, la care din urmă mea a fost și domnul Popovici, cred că și juristul era în spatele meu, la care eu m-am apropiat secretar, zic: domnul secretar, data viitoare când am să vin cu demers, vă rog să-l înregistrați, pe urmă să dați domnului director interimat. La care domnul director interimar sau șef interimar el stătea cu demersul în mână și se strigă în felul următor în toată sala: eu hotărăsc ce voi primi să înregistrez sau nu. Și eu l-am mai întrebat încă o dată, mai repetați întrebarea. Domnul spune: eu hotărăsc aici, eu hotărăsc care le înregistrez demersul și care nu. La care deja nu i-a plăcut domnul jurist, a început să mă iei din mână să mă tragă, să mă scoată din instituția publică. Ca să spun la toată lumea, Consiliul Raional este fondatorul Spitalului Raional.
domnii care, unul spune că este jurist și a doilea este șeful spitalului, care a interimat deja de mai bine de 10 luni de zile, ei sunt angajații Consiliului Raional, care noi trebuie să cerim o dare de seamă de la dânșa. Eu, desigur, am început să feresc într-o parte pe jurist, la care am început să fiu atacat cu pumnii bătut în față de domnul jurist, l-am ferit puțin într-o parte, dânsul m-a luat, aveam un fular la gât, m-a prins de fular și mă gâtuie în prezența doamnei secretare, tot asta petrecea în prezența domnului șef spitalului raional, domnul Popovici, și mai era acolo o persoană, o doamnă care tot aștepta audiența lui domnul Popovici. În momentul când începeam să mă aduș, doamna secretară o sărit de pe scaun și a spus că, domnule, ce faceți? Asta a fost adresarea către domnul jurist. Ce faceți, domnule? El mi-a dat drumul. Demersul care l-am avut în două exemplare cu semnătura mea umedă, domnul jurist l-a luat, l-a boțit, l-a rupt, l-a pus la dată sub buzunar și a intrat în biroul lui Popovici. Eu nu mai știu soarta demersului dat și eu am insistat să mi se dăie demersul, la care domnul șef spitalului spune în felul următor, dar care este diferența dintre, adică el spune în felul următor, care e razința dintre așa, între ele sunt identice. Și eu am cerut anume demersul care a fost luat de la mine și rupt. Ce vreau să vă spun, noi ca consilieri locali, noi nu putem deja să intrăm în instituții de stat, noi suntem agresați. Și mă adresez către guvernarea actuală, de 4 luni încoace, parcă s-a schimbat și parlament, parcă avem majoritate a unui partid, parcă lucrurile ar trebui să schimbe în alte direcții, din potrivă s-au înrătățit. Eu m-am adresat și către deputații care au majoritate. Din raionul Ungheni avem 2 deputați. La unul din ei m-am adresat și am spus că problemele în spitalul raional sunt foarte serioase, la care dumnealui spune că el lucrează la chestia dată, dar nu, eu personal nu văd că tot de vreo 10 luni de zile timir. Am scris la toate instituțiile statului, și la CNA, și la președinție, și la Ministrul Sănătății, și la Curtea de Conturi, peste tot puteți să ridicați demersurile mele și veți vedea. În ziua aceea când am fost bătut, după asta am fost la ședință, că am avut comisia agricultură, fac parte din comisia agricultură la raion. După ședință am cerut cuvântul, am spus tot, acolo erau prezenți și președintele raionului, și vicepreședinții raionului, și consilieri, la care vă spun cinstit, la șeful raionului, sau cum vreți așa-l numim, șeful raionului, domnul Ghenadi Mitriuc, a apărut așa un zâmbet pe față, de ce s-a întâmplat cu mine. Și consilierii au spus în felul următor, dar noi ce avem cu treaba asta? Adică sunt ignorate niște lucruri. E foarte regretabil ce se face. Mă adresez și eu către actuala guvernare. Avem o majoritate pro-europeană. Domnilor deputați, veniți, vă rog, în Ungheni, ne așezăm la o masă, discutăm ce se face cu Spitalul Raional. Spitalul Raional, din cât cunosc eu, este în datorii cu minus 17.200.000 de lei. Când Popovici a preluat cu 11 luni, asta a fost pe data de 15 luna 1-2021, asta se primește luna ianuarie, a preluat spitalul cu minus 560.000 de lei. Acum, la moment, avem minus 17.200.000 de lei. Și vreau să vă mai spun un lucru. Eu am avut o discuție, m-am întâlnit discuții pentru că suntem și medici din spital. Am avut cu șefii de secție într-un local discuții la care sunt foarte intimidați, se teme să vorbească și adică lumea se teme să spui niște lucruri pe lume. Înțelegeți? Asta am vrut să vă comunic. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Chirinciuc. Acestea sunt doar câteva cazuri de violență fizică deja asupra aleșilor locali. Noi, aleșii locali ai platformei DA, solicităm organelor abilitate, solicităm societății civile, ONG-urilor care se ocupă de apărarea drepturilor atât a femeilor, a aleșilor locali, să se autosesizeze, iar organele care sunt responsabile de verificarea actelor locale, de verificarea per general
al procesului administrației publice locale, ne adresăm guvernării actuale, am muncit împreună pentru a schimba lucrurile din țară, deci haideți să stopăm orice act de violență, să vedem acolo unde sunt astfel de cazuri, să intervenim și nu lăsăm să se repete hărțuiala care am avut-o pe timpuri anterioare, dacă tot avem o guvernare pro-europeană. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu noi alături.